Acum în premieră vom vedea câte trofee m-a scăzut și câte star points-uri am luat pe contul cel mare. E, așa, da. Megu mi-a scăzut de la 1250 la 1000. Acum în premieră vom vedea câte trofee m-a scăzut și câte star points-uri am luat pe contul cel mare. E, așa, da. Megu mi-a scăzut de la 1250 la 1060. 3040, 4000, 5000. Cred că undeva la 13000 o să-mi dea. 13000 de star points-uri. 11870, no way. Deci e un record, ce e drept, 11870 de star points-uri pentru mine. Dar să vedem și trofele pe care mi le-a scăzut. Deci primul ar fi Meg, care a fost cea mai mare, Bellerico, Frank, da, cam așa a fost. Acum trofee avem așa, 47.298 de trofee. Deci de la 49.294, de la 49.294 avem 47.298. Să zice că e decent, pe lângă faptul că va veni sezonul nou. De sezonul nou va veni în... Deci asta se va termina în 27 de zile, iar sezonul nou va veni în 20 de zile. Ceea ce va fi la limită cu 7 zile, astfel încât o să vină brawlul nou, să le iau din prima zi și o să încerc să-l fac minimum ca trofee. Și probabil cu brawlul nou o să fac 50 ca lejer, fără doar și poate, gen o să fluier. Ia să vedem ca brawler ce mi-a scăzut cel mai mult, by most trophy. Deci Megam, Rico, Shelly, Nita, Bull, Jesse, Brock. Așa, ăștia toți am avut un cap practic și am 960. 920, Stu, Poco, așa, 885, 885, 849, 799 obit. Roza 824, Crow 800, da, deci pe Roza am cel mai puțin obit. Maxul trebuie să fac din întâzii neapărat sezonul ăsta. Și cam asta e de pe aici, ce aș putea. Da, va trebui oricum să mă pun pe push. Bine, după ce s-au resetat trofeele, am reușit să pușez în prima zi vreo 330 de trofee sau ceva de genul 340, după cum observați aici. Am 47.632 de trofee, dar nu voi continua ca să joc în continuare acestui episod pe contul acesta, pentru că o să intru și pe conturile celelalte. Probabil că de pe live ați văzut deja câte trofee m-au resetat și pe conturile celelalte, dar nu contează treaba asta. Am deschis pe contul secundar B-Box, Megabox, nu mi-a picat nimic, așa că schimbăm imediat conturile. Cam astea sunt trofeele care m-au resetat și star points-uri, gen în total am 266.674. Acum să vedem ce o să fie update-ul nou, dacă o să ne scape de gold-uri și de star points-urile astea pe care le avem aici. Bun. Între timp am intrat pe contul acesta secundar, cel al patrulea, dar pe ăsta nu m-am jucat mai deloc. Ei bine, și aici avem un B-Box și Megabox și niște star points-uri pe care le-am strânse de la campionate. Știți bine, campionatele acelea de 15 win-uri. Hai să vedem dacă reușim să luăm ceva aici. Nici mai merită să ne uităm la ce brawler lipsesc, că lipsesc o grămadă. 59 de bonus, nu cred că o să pice nimic. Exact, nu o să pice absolut nimic. Și mai avem megaboxul. Nu știu dacă chiar vi se întâmplă și voi chestia asta. Bă, dar mie cel puțin ce e gratis se duce gratis, frate. 249 de trofee cu obit deblocat. Ce părere aveți de chestia asta? Pe lângă faptul că obitul mi se pare că era la 6000. Sau la câte trofee era? Cred că da, da, la 6000 exact. Hai să intrăm și pe contul cel de-al treilea, că acolo mai poți să mai deschid boxuri. Aici am deschis, dar nu a picat absolut nimic. Între timp în care m-am mai jucat pe trovo, mi-a picat și star power-ul acesta pe Ash, cel de-al doilea, tot la fel făcând un B-Box aici la misiune. Am damage cu Nita solo și de-a Mr. P, Poco, mamă, câte misiune, mă doare capul. Cred că o să joc în solo niște... O să joc niște aici, după aceea o să dau niște meciuri și cu Nita și cam asta a fost episodul la misiune aici. Chestia cea mai nasoală și ați văzut și voi că pușez, pentru 50k pe contul mare trebuie neapărat să ai echipă. Asta este lucrul cel mai nașpa. Și mare parte am pușat pe Ozone Siege, Bounty, mai puțin Knockout-ul. Pentru că pe Brawl Ball, eu uite pe asta cum cheamă, Dani Silo. Pe Brawl Ball trebuie să stai mult ca să pierzi matchmaking-ul. Și asta este enervant, uite mă dat ăsta power up-ul. Dar numai power up ăsta. Bun. Bă, dar are ceva viteză asta. Dăm damage. Mersi.
Te-ai dus și tu? O să sară stamina, nu, că n-am viața full. Kakashi. Bine, la limită. Dăduțem și heal, dar ce drept că Edgar e o contra asupra Ash-ului. Mai puțin cât păstrezi distanța. 10, deci eu maxim pot să fac aici... Aia se văd brawlerii ciudați rău. Bă, băiatule, bă. Cipriene. Cipriene, bate de Cipriene. Mamă, frate, nebunim. Murim aici cu Ciprien. Bă, sincer, m-aș duce mai bine pe Ciprien. Să-l bat. Sărăguța, mai pune și față tristă. Cipriene, ia vino tata încoa să spun ceva. A, leaba de n-ai fugit. Iară sare. Bă, dar e incredibil omul. Da, e ok. De ce să îl dau locul de lui Ciprien, care efectiv nu... Nu se bate 1v1 cu mine. E păcat să nu te bați 1v1, să vină măcar să se riște. Hai să continuăm cu 9 meci, 2 meciuri de solo și de mai am. O să mă duc pe chesturile astea mai multe. Bun. Ia ieși cineva. E Shelly. Păreri de Shelly? Că vrea așa să stea coteț. Mamă, dar câte Shelly sunt, mă, frate, pe mapa asta? Mă aduc pe chesturi. Power-up-ul te ajută foarte mult. Sară mine. Bă, nu înțeleg de ce n-a sărit, mă. Bine. Bine. Penny. Te-ai dus? Mamă, 16. Fii atent. Wow. Doamne, ce meci, nu vine să cred așa. 16 trofee. 16 trofee și a murit gen... Asta n-am întâlnit-o până acum. Deci 16 trofee, dar m-a omorât. Am luat locul 1 și mie mi-a scăzut 2. Păi cum, frate, dacă am luat locul 1? Bă, ok, înțeleg că m-a bătut, înțeleg chestia asta, dar dacă am luat 1... N-ar trebui. Adică... Zic și eu. N-are logică. Dacă a intrat pe locul 1. Sau are logică că ai murit? Bine, sistemul probabil n-a gândit chestia asta. Deci probabil că n-a gândit chestia asta și nici nu s-au gândit la chestia asta. Decât ai murit minus 2. Ai rămas în viață tot meciul, nu pierzi nimic. Foarte ciudat, sincer. Pentru că până la urmă tu rămâi ultimul și câștigi meciul, n-ar trebui să scadă. Că e locul 1. Chiar dacă mori. Așa ar da locul 1 Lambi, dar nu a dat locul 1 Lambi, am luat decât eu. Nu? Nu că mor! Nu mor așa ușor. Așa, bun. Sunt și hituri. Oh, la asta nu m-am așteptat. Run. Fuștat. Mamă, dar e slab rău. Bă, cât de enervant poate să fie ăștia brawlerii. Cu knockback. Cu sărit. Bă, cât de enervați poate să fie. Mi se pare incredibil. Bun, 6. Și să vedem next. Place și e distractiv. Ia uite-l post aici. Dăm super, dăm super.
Bă, chestia e că el nu pune cu auto-aim. Chestia e că el nu pune cu auto-aim hiturile. El le pune el cu mâna lui, dar nu le pune cum trebuie. Ok, Tommy s-a pus kill. Săracu. Săracu, nici nu vreau să-mi imaginez. Cred că cum a reacționat când a ratat superul ăla. Nici nu vreau să reacționez. Nici nu vreau să-mi imaginez, de fapt, nu să reacționez. Ia să vedem, poți deschid un bigo? Normal că nimic. Poco Poco Heal, Mr. P, Gen Grab, Nita, Deal Damage. Cred că mă bag aici, sincer. Două meciuri probabil pe acest episod și cam asta a fost. Cu bune, cu rele, ce îmi place să mă joc. Vedeți ce distractiv e într-o femeie, mi se juc la solo shutdown în momentele astea. Mi se pare foarte caterincă lucrul ăsta. Într-o femeie mare, bro, e try hard. Și dacă faci o greșeală, te-ai dus. Gen, asta mă oftică pe mine. Într-o femeie mare, numai distracția aia care era odată și pe care o aveam înainte când să se bage o grămadă de brawler pe joc, sincer. Da, jocul altcumva, parcă, nu știu. Avea alt haz. Hai că am murit și eu acolo. Ce fac ăștia, mă, mâncați? Mamă, iar dau de tomar. Iar dau de tomar. Bă, bine. Ok, nu l-a bătut acolo, dar l-a bătut bo. O să moară. Mor cu gemul în bază, bro. Mamă, dar ai pus minele, mâncați. Da, am murit și acolo din splash. Deci cum de toți banii. Acoperiți-mă! Ce pot să fac? Ce pot să fac? Le-au și pe ăsta? Să facem noi figuri de astea? Oricum se mișcă puțin ciudat, dar trebuie și ar merita să dau un restart. Douăzeci și unu de gemuri. Ce drept e drept, 32.000, hai să dau un mic restart. Cam asta a fost și episodul, hai să mai dau un cumeci, am făcut misiunea, am dat un cumeci, nu mai contează cum a fost meciul la bun sau rău. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare și ne vom vedea data viitoare la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars, clar. Pa! Subscribe!